Noi avem o comunitate pe YouTube și am reușit într-o săptămână și jumătate să strângem niște bănuți și să încercăm acum, de cu ocazia 1 iunie, să ajutăm niște copii și v-am găsit pe dumneavoastră. Golani, cred că majoritatea dintre noi și-a dorit în viața asta să ajute cel puțin un copil. Noi împreună, ca și comunitate, vom reuși să ajutăm peste 30 de copii de la asociația Mia's Children. Vom merge acolo, le vom oferi acestora hăinuțe, jucării, toate cele trebuincioase, plus alimente și dulciuri. Mulțumim comunității Seven Slots. Haideți că vine 1 iunie. După cum vă ziceam, o bună parte din banii care s-au strâns s-au dus sub formă de hăinuțe, sub formă de jucării, sub formă de alimente, iar cealaltă parte a fost donată direct către asociații, după cum puteți vedea aici, tranzacțiile care s-au făcut către asociațiile respective. Mulțumim încă o dată comunității, suma s-a dublat de către mine, voi aveți celălalt merit și mulțumim încă o dată. Mai mari. Ce facem? Le ducem. Da, dacă putem să le ducem jos la bucătărie. Da, 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 sunt chestii și de bucătărie. Da, da, da. Ce e ali pentru da, da, da. Așa. Da. Dacă să... Asta e o minge pentru băieți. Salut, salut. Am văzut că sunt măricii copii, au media undeva la 13-14, nu? 12-13-14. Noi avem o comunitate pe YouTube și am reușit într-o săptămână și jumătate să strângem niște bănuți și să încercăm acum, de cu ocazia 1 iunie, să ajutăm niște copii și v-am găsit pe dumneavoastră. Vă mulțumim! Le mulțumim, le-am mulțumit și toată săptămâna care a trecut. Pentru că este neașteptat ajutorul, pentru că, din păcate, în ultimii ani, mai ales cu pandemia, da, oamenii nu mai au mai fost, au fost mai reticenți în deschidere și da. Ce noi mai facem la perioade, la Crăciun mai facem, da, acum ne-a venit să facem chestia asta. Așa să devenim, da, și mentor, da, pentru că noi avem nevoie de voluntari, de mentor. Da, da, da. De oameni care să se implice, nu neapărat cu ocazia unor sărbători. Exact, da, da, astea se fac oricând, se pot face oricând. Mulți oameni sunt entuziasmați. Da. Dar n-au timpul necesar. Exact, da. Ar face, dar, poate. Copiii au nevoie și ei de o comunicare, de... Exact. Dar oricum copiii merg la școală, da, fac, da, diverse activități, nu? Sunt, avem... Dar nu-ți veniți neapărat de mici, de la... Unii sunt de mici. De mici, nu? Mici, major... mici, mici, la câteva zile. Ea e de la tehnerea mică, mică, mică. Da? Da, de la... 18 ani. Ea e, da. Ele sunt de câți ani, Nicoleta? 8 ani, nu? Da, 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 da. Deci, zona educațională. Da, foarte frumoasă zona asta. Aici dăm, facem unul, noi facem foarte și copiii au făcut acolo? Da, da, sunt copii care au evoluat și acesta a fost o tematică tribală. Personal, cred că prin artă, prin da, poți să te exprimi. Poți să, da, da, nu numai, da, dar poți să vindești. Da, exact. Este. Aici este locul în care poți să stea să se odihnească ziua și să se uite la televizor. Pentru că, în general... Mamă, sau au luat, da, foarte, da, mulți aici. Ei, acum vă dați seama dacă sunt... Da.
Și cum sunteți și micuți așa de mulți dintre ei? Nu sunt mici, sunt, unii au crescut că sunt de atâția ani. Da. Sunt așa ca dumneavoastră, practic, s-au dezvoltat.